găsit la știrile din sport. Avântul Reghin va face prima deplasare din retur sâmbătă, 14 martie. De la ora 15 joacă acasă la CSM Sighet, un meci contând pentru etapa 15-a a Ligii a 3-a de fotbal. Echipa reghineană, în noua formulă condusă de Ovidiu Mărginean, va aborda partida pentru victorie. Adversarele sunt despărțite în clasament de 5 locuri, Avântul fiind poziționată pe 9 cu 17 puncte. Noi emoții pentru noua echipă, Avântul Reghin și antrenorul care a preluat lotul în pauza competițională. Ovidiu Mărginean și băieții săi fac prima deplasare din retur într-o partidă contând pentru etapa 15-a a Ligii a 3-a de fotbal. Sâmbătă, 14 martie, de la ora 15, joacă acasă la CSM Sighet. Ne vom deplasa la Sighet, o echipă care în prima etapă ca și noi au câștigat, dar ei au făcut o deplasare la Sănătatea Cluj. Este o echipă în care s-a investit, au mulți investitori pe lângă primăria și Consiliul Local de acolo, au mulți investitori, s-a pus bază și pe bază sportivă și pe teren de antrenament și pe echipă. La capitolul imagine și noi am câștigat, suntem noi din toate punctele de vedere, deci baza noastră materială a crescut cu mingi, cu training-uri de prezentare, de antrenament, cu geci și așa mai departe, ceea ce la Avântul nu a fost de foarte multă vreme. Da. Deci arătăm în sfârșit și noi ca o echipă care se respectă. Antrenorul subliniază că echipa pe care o conduce are o altă tactică de joc, despre care este convins că va crea probleme tuturor echipelor din serie. Meciul, cum v-am zis la început, noi încercăm să-l abordăm la victorie, vom încerca. Dacă nu vom reuși, măcar să ieșim cu fruntea sus de acolo, dar cred că nici unuia dintre adversarii noștri din acest campionat nu le va fi ușor cu noi. Înaintea meciului de la Sighet, reghinenii se află pe poziția 9 cu 17 puncte, în timp ce gazdele sunt pe locul 4 cu 25 de puncte adunate. Între timp, juniorii de la Avântul au meciuri importante pe teren propriu. Duminică 15 martie de la ora 10, juniorii C1 ai clubului primesc vizita celor de la ACS Miercurea Nirajului, iar de la ora 12, juniorii E1 de la Avântul joacă contra CS Lacu Ursu Sovata. Microbiștii sunt așteptați la stadion pentru a-i susține pe micii fotbaliști.